Polițiștii rutieri din Olt au acționat în perioada 28-30 ianuarie 2022 în sistem integrat pe drumurile din județ pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și depistarea conducătorilor auto care încalcă regulile de circulație. Peste 600 de sancțiuni au aplicat polițiștii pentru diferite abateri comise în trafic. Polițiștii rutieri au aplicat 620 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 150.000 de lei. Totodată au fost reținute 98 de permise de conducere, fiind retrase și 25 de certificate de înmatriculare. De asemenea, polițiștii rutieri au constatat și 12 infracțiuni la regimul siguranței circulației pe drumurile publice, din care 5 pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, respectiv cu o alcoolemie mai mare de 0,40 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, și 7 pentru conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere. 177 de amenzi au fost date pentru viteză, 118 pentru nefolosirea centurilor de siguranță, iar peste 300 pentru alte abateri. În comuna Morunglav, un bărbat de 29 de ani a fost prins conducând un autoturism, deși nu deținea permis auto. I-a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de conducere fără permis.